dar și fără plată. Deși cineva a suferit și a plătit scump cu prețul vieții, a suferit o cară batjocură, a fost scumpat, umilit, răstignit pentru fără de legile noastre. În El avem iertarea, în El avem răscumpărarea și prin credință suntem mântuiți prin har. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Frații mei iubiți, cum primim noi credința? Credința se primește prin auzirea cuvântului Lui Dumnezeu. Aleluia, amin, dă putere! Dă putere! De aceea este bine ca noi să citim Scripturile, dar mai ales să pregătim adunările, acolo unde frați aleși pentru lucrarea aceasta, să vestească și să transmită mesajul lui Dumnezeu, inimile celor sinceri și deschise îl vor primi cuvântul, căci cuvântul este chiar Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu este Domnul! Putem noi să ne lăudăm cu credința? Nu. Viu este numele Lui Dumnezeu. De unde știm noi dacă avem că unii se laudă, confiscă credința, confiscă mântuirea? Și Biblia spune, cercetați-vă. Vedeți cum mai stați cu credința? Și dacă mai sunteți în credință, dacă nu cumva sunteți, cum? Lăpădați. Să fiu lăpădat, dar să fii lăpădat. Unde ți este credința? Căci noi am primit o credință de același preț cu al îngerilor. Voi fiind zidiți pe temelia apostolilor, direct pe temelia apostolilor.